Aș vrea să cânt o cântare, limba engleză, nu am cântat niciodată, dar pe Domnul să mă ajute. Cântarea a fost scrisă de un om nu tare bogat, un sărac, care trăia la țară, cum trăiam noi în Moldova, și într-o zi s-a pocăit și nu s-a îmbogățit peste noapte, dar Dumnezeu l-a ajutat să realizeze lucrurile importante, esențiale din viață și a fost așa de mulțumit și a scris cântarea aceasta. Și nu mulțumești pentru lucruri mari, dar pentru, în primul rând, pentru călare cu Dumnezeu, pentru familie, pentru are mâncare, are și să îmbraca, și să încălța și are o casă. E simplu, dar e un gest, cred că, plăcut de Dumnezeu și un gest sincer care l-a avut el în fața lui Dumnezeu.